vreau o femeie să fie femeie. Te va face bine, ai puterea dragostei. Marina, tu că nu poți să abține, știi ce? Că nu sunt atent la fiecare băiat pe care îl am. Și eu ce vrei să-i fac, dacă îi place de mine, nu am ce să-i fac. E obsedat, păi i-am văzut, ce-a recunoscut. Orice faci, tu vrei să ajungi la mine, vrei bine, să te ții? Bine, bine, da, mă țin de tine! Bună dimineața, iubire! Bună dimineața! În gură? Vrei să-ți umpluși cealalt, și celălalt obraz? De ce? De ce? Bună dimineața! Bună dimineața! Te-ai trezit? M-ai căutat? Te-am căutat, da. Te-ai trezit? Da, chiar bine. Te-ai trezit, bine. Nu? Am fugit în lume. Ai fugit în lume, nu? Vrei să... Am avut o problemă tehnică. Vrei să spar și să-ți umpluși celălalt obraz? Păi nu, că s-a desumflat un pic. S-a desumflat? Păi vrei să-l umplu eu mai rău? Am amândouă, dacă vrei. Vrei să-ți umflu eu mai rău? Ți-a fost dor de mine? Nu. Minți. Și ce? Te interesează sau vrei să... Andrado! Da! Hai să schimbăm subiectul ăsta. Da! Nu te mai interesezi. Nu prea îmi place. Cine mă strigă? Am și o întrebare. Cum adică să schimbăm? Dar noi vorbim ce-ți place ție? Da, da, de când? Da, da, de astăzi. Uite, am și o întrebare super șmecheră care mă roade de ieri. Vorbești ce vreau eu, mă, cum adică ce întâi? Păi poți să vorbești la telefon, că asta e vrăjeală din început de zi, nu-mi place. Ce vrăjeală de început de zi, mă? Da, pentru Adriana. Dacă tu nu știi să înțelegi un glum, mă. Eu sunt curios. Trebuie să-l înțelegi aici. Sunt super curios. Nu mă interesează curiozitatea ta. A avut Lucian, cu Adriana, de a striga Lucian de la trezit pe Romeo alaltă seară. Uite că nu-mi place mie subiectul ăsta, vreau să vorbesc acolo. Ce te interesează pe tine, comunista, că ce-am făcut eu? Eu știu că am lipsit 3 ore, ți-ai luat-o în cap, nu comunici. Comunici! 3 ore, s-a fost stăpânul tău. Trebuie să-ți dau ție explicații ce-am vorbit Lucian. Nu-i vorba de explicații, dar ați vorbit acasă și în nimic. Da, Adriana, când aveam eu o discuție cu aia, zic, mă întrebai de ce nu vorbim aici, de ce nu vorbești aici? Bine, Andrei. Eu am o problemă cu asta pentru că am fost deranjat în mod direct și vreau să te întreb ce ați avut. Pentru dar puteai să mă întreb ieri de ce? Stai puțin, dacă nu deschidea comunist subiectul ăsta, voi nu mai întrebați? Stai puțin, comunist nu mă interesează ce face comunist ce deschide comunist. Păi stai puțin, odată ce comunist a adus subiectul ăsta, comunist trebuie să vorbească de el, nu toți. Adriana, trebuie să dai explicații sau raportul cuiva. Stai, nu trebuie să dai raportul nimănui. Ești la poliție? Ce strig problema mea? Asta, mă. Adriana, stai, n-am putut să dorm, urla ăsta de mama. Hai, mamă, lași, tu dormi la 11 seara. Dar la ce se referă, mă, la Lucian? Da, mă, că m-am certat eu. Păi ce, Lucian stă cu Romeo? Nu, țipa tare, Lucian. Ei, da. Iute, frate, îmi cer mie explicații. De parcă au ei vreun drept să-mi ceară mie explicații. Dar de când și până când? Vasile 2 de aici.
Vezi că m-ai lovit tare. Când tu nu ești pe ecran, trebuie să-ți fac părintele la vreo. Dar nu mă deranjează, dar ia băiatul meu cu sos și umblu pe aici, mă, și dă indicații. Eram pe ecran. Vrei să fii o pastila ta de fericire? Da, bineînțeles. Eu sunt un bărbat singur. Da. Aici, văd că și tu ești o femeie singură, rog. Da. Nu vrei să ne concentrezi noi doi unul pe altul? Auzi, eu am zis, să ne întrebă cu misiune, cum am vrea să discut subiectul. Ai văzut acolo, nu-ți place de mine acolo? Pare pisicială, vrăjeală. Dar trebuie să-l deschid, pentru că sunteți în cunoaștere. Băi, omule, eu nu i-am spus. Voi aveți pretenția de la alții să se discute. Mai, tu l-ai tras în mâine. De ce, da? De ce nu discut? Și n-ați spus, vorbiți ieri treaba asta? Subiectul vostru? Sau nu? Subiectul tău, pe care dragul meu Lucian, din păcate, trebuie să-l spus. Dar eu măcar nu efectiv, nu urlai, ridicai râtul. Da, hai și spun și de ce. La mine! Deci, te rog. Oaie, acum am vrut să discut. Hai să discutăm aici. Acum hai să discutăm aici. Hai să vă lăsați să vă răspund sau vorbiți între voi? Deci, hai să vă spun. Hai să lăsăm. Mie nu mi-a convenit un lucru, da? Care? Păi spune. Un lucru. Nu mă, că a vorbit cu băiatul. Nu că a vorbit special cu el. Nu că a vorbit. Hai să spun. Nu că a vorbit special cu el sau chestii de genul, înțelegi? Pe mine, eu, din prima zi care, în care am intrat în casa respectivă, aici la Puterea Dragostei, eu am spus că în momentul când cineva se așează lângă tine sau are, vrea să aibă o discuție cu tine mai aprinsă, să se dea la tine, să nu știu ce, am pretenția ca tu să te ridici frumos și să stai acolo. Și la care au fost mici discuții pe care le-am rezolvat. Foarte greșit. Nu a fost mici discuții. Ce mici discuții că ți-ai? A fost de țipete niște. Da, din partea mea, pentru că știți foarte bine toți concurenții că eu ridic tonul în momentul când nu-mi convine sau ceva, sau când ăsta e tonul meu. Și acceptă chestia asta? Dar nu, de-aia ne-am și contrazis, a spus că nu e ok ceea ce fac, am înțeles, am zis da. Ești o bestie mică, Lucian, deci eu nu știam că acest fizic al tău firav ascunde o bestie, o bestie atât de feroce. Care să-și spui tu acum și lasă-mă să-mi termin să argumentez. Păi, serios, nu știu că e așa. Lasă-mă să argumentez. Stăm perete în perete și urla foarte tare încât... Da. Nu a fost de două ore, a fost vreo jumătate de oră de discuții astea pe un ton foarte, foarte ridicat. Un sfert de oră, cam așa. Un sfert de oră, nu știu când a stat să vă contorezi în timpul. Că ai văzut după, am venit la tine și mi-ai zis, în fine. Și am spus, am discutat ceva, ei nu i-a convenit lucrurile pe care i-l-am spus. Mie nu mi-a convenit chestiile pe care ea le-a făcut. Ne-am discutat, am ridicat eu tonul, da, recunosc, dar am rezolvat lucrurile și tot. Da, bă, de vreau să te fac să înțeleg că nu e ok. Îmi au impresia că dacă ești cu ei chiar și în cunoaștere, au impresia că ești deja proprietatea lor. Ei, da, le aparțin totalitate. Da, și ca zi, mă, la început nu spunea să nu mai spun puișor viața mea și iubire și eram doar în cunoaștere. Păi tocmai asta e ideea, frate, suntem în cunoaștere. Eu i-am zis că da, în momentul în care vom forma un cuplu, automat mă voi simți eu să plec de lângă acel bărbat. Nu trebuie să vii să te mai cuie anumite lucruri. Asta e ideea. Ți-am spus, bă, de ce ai urlat așa? Și eu vreau să de astăzi vreau să discut toate problemele pe care eu le am atât la hotel, cât și aici, vreau să le discut aici. Mă aflu în acest reality show și mi se pare foarte normal să vorbim aici. Nu să mai vorbim pe la hotel. Și când venim aici să fim la hotel frumos. Nu, frate. Aveți ceva să ne spuneți?
sau să-mi spuneți toți, vorbim păi, aici. Și vin și zic, la hotel, eu când am intrat în camera ta după ce am terminat discuția, m-a întrebat ce s-a întâmplat de ridică. Să uite, m-am certat cu Adrian. A, ok, bine. Și ți-ai văzut de treaba ta. Dar pentru că nu aveam starea necesară să stau să te explic. Am înțeles, bun, dar în momentul ăla... Voiam să știu și părerea Adriane și de ce a în momentul ăla, acest în momentul ăla puteai moment să spui. Înainte cu o zi erați vă pupați pe aici. Te uiți la mine un pic pentru că vreau să te întreb ceva. Putem să ne jucăm ceva? Adică, uite, spun și jocul. Noi, fetele, cele care plac cât un băiat din partea cealaltă, să fim legate la ochi, băieții să fie într-un rând, dar să fie amestecați, știi? Și fetele să meargă să pipăie așa și să vedem dacă ghicește sau nu bărbatul respectiv. Fetelor! O idee de un joc și m-a dat băie la cameră. Ușor. Am făcut deci, un joc și ne-a dat camera voi. Am creat un joc, îți spun? Ce faci, Andra, dovezi? Facem un joc. Salam alecum. Mă, ca seama să fie toată lumea atentă, veniți și voi. Lasă-l pe comunic, lasă-l. Mariana, Mariana, toți băieți, toți băieți. Alecum, Nadine. Hai că fama, băi, aliniați un pic aici, bă. Să poți să vă discutați până la Maria, hai Maria, nu mai sta și plânge acolo, Maria. Du-te, mă, și... Hai să ne jucăm. Hai, Maria, hai Maria, da, termină, da. Maria, hai, comuniceți, convine dacă nu poți să ne jucăm. Doamne! Au! Hai! A doua femeie cu care cați! Cu capul! Maria! Hai, Maria, nu mai sta supărat! Dar nu plâng! Cine începe? Nu vreau, n-am chef! Stai jos, fetele! Stai, mă, că ești tu! Noi nu mai trebuie să ne ghicim, care sunt iubiții noștri! Păi la Marinescu are 2 metri! Nu, că doar corpuse! De ce pui să pe mine? Dar stai, că ușor cu mașina! Dar stai un pic, ce trebuie să faci? Dar nu zi așa la tine! Am de lecat, trebuie să mai liniște un pic! Amestecați-vă! Că ți-am zis! Da, putem să ne împrăștiem? Da, amestecați! Da, nu să vă împrăștiați! Nu, ai mie! Începem cu primul! Dai că stau aici lângă Andrei. E unde e? De ce, trebuie să spun cine sunt ei? Da. Lasă-o aici. Dar nu știu. Asta e mai mic, e Lucian? Lucian e și greu de ghicit. O, bine! Mă, aici că nu se vede la camera. Nu-mi place să vadă și... Cine? Nu știu nici pe asta. Cristi? Haide! Hai că n-ai scăpat nici tu. E Alex? E Alex? Nu? Păi nu spune mă ăla, că după aia te recunoaște dacă pune mă acolo. Este Andrei. Marinescu? Eu vreau! Da.
față, nu? E iubitul? Nu. Nu e, hai. Stai, mă, Alexandra, care spune că e iubitul ei, da să-l pupe. Da, 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 gata, s-a terminat dacă îl ghicește. Nu, 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 să-l pupe. Indiferent de cine e. Da, 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 indiferent de cine e. Indiferent de cine e. Cine e? E diferență. Dar care nu e diferență tare așa, doar. Aia de care îi place. Păi și s-o oprește avem oameni. Nu mai pipăi pe nicio. Păi da, dacă... Nu dar trebuia să-l pupe, măi. Pipăi, da, normal. Ți-am zis că se mai mișcă. Amestecați-vă un pic. Lucian e invizibil, viața mea. Da, Lucian! Asta-i cazul. Da. Uh-huh. A ghicit! A ghicit! A ghicit! Ce-a zis? Hai, Mariana, hai! Dați-i conexiunea pe comunici, că nu vreau să las să vorbească astăzi. Da, Alex, tu cam... Știu, un pic. Cine vorbești? De ce? La mine sau respect mare? Față de mine de comunici. Mă pup direct. Atâta timp când eu am o conversație cu iubita mea. Păi și intervii. Eu n-am treabă, mă, nu mă la nimic. Am un pic de treabă, că dacă tot am zis că o am pus un top și îmi place. Bă, dacă ai tu, e treaba ta. De asta am vrut să... Ok. A, tu nu mai. Eu nu am nicio treabă, am lămurit. Nu? Atunci, de ce n-ai lăsat-o înainte? Când plângea tu tot cu ea, tot s-o mângâi, tot s-o... Bă, dar suntem prieteni. Nu, tu suntem ești... prieteni, am zis tu că... Ești ea e prietena ta, tu ești obsedat. Nu mai e frate, ceva nu știu, nu e. Așa gândesc și eu. Tu n-ai cum să fii prieten cu persoana de care îți place, bă, ai nebunit? Păi da. Da, bă, omule, păi am nu accesi poziția în care ești pus. Bun, păi iubit, da. Nu. Ori ești iubit, ori nu mai bagi în seamă. Păi dar nu are cum să-ți dispară sentimentele dacă tu stai atașat lângă ea în fiecare zi. Da, Alex. Alex, serios, tu... băi Andrei. Păi eu las, băi, el poate să creadă ce vrea el. Dacă el are puterea, băi, dacă tu n-ai puterea, să treci peste niște sentimente, uite că eu prost băi, așa cum să sunt. Eu am puterea. Păi așa nu ți-o scos din minte niciodată. Bă, frate, fizic. Da, Cristian a uitat în momentul în care venea aici în emisiune și spunea că nu o să poată trece peste și că vrea să plece acasă, adică despre ce vorbim. Acum odată a trecut peste. Aveți exact aceeași relație. După ce am sarg, îmi vine să... Păi vezi? Ce s-a schimbat? Și atunci cum invit tu și spune că tu ești prieten cu ea? Nu. Păi n-am fost prea mult. Păi ea ți-o dorești, dar nu vrei să recunoști. Am, nu, am vorbit cu ea, am lămurit-o, ce era de lămurit. O săptămână și ceva mi-a fost foarte rău. Am stat și m-am gândit numai la asta și m-am gândit. Bă, ce rău stare să-mi vreau ceva dacă oricum nu o să-mi vreau. N-are cum îți faci rău singur și nu-ți dai seama. Eu îmi fac rău cu apă. Băi, omule, nu o să-ți treacă niciodată. Eu mă simt mai bine decât m-am simțit în ultimele 7 luni. Adunat. Deci, n-ai cum să fii prieten tu cu ea niciodată. Eu pot. Hai, tu stai. Ori îi dai, ori ai tăiat-o cu tot acolo și nu mai ai treabă cu ea. Ori... Despre tine vorbim. Probabil. Că nu rămâneți prieteni. Ce să ne placă? De ce n-am aveți exact prieteni? Aceeași relație pe care ați avut-o până acum, nu? Da, Mariana! Mariana! Eu n-am avut sentimente pentru că nu pot să fiu prietenă cu el. Mariana! 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 Da! Niciodată.
Păi, Mădruț, atâta timp cât eu nu am împărtășit sentimentele care... Ba da, păi dacă le împărtășesc el, pentru mine, Mariana, pentru mine este ușor! Mariana, nu știu cum este pentru el! Că voiai să vă declarați împreună, despre ce vorbim? Poftim? Voiai să vă declarați împreună, am lămurit în emisiune. Da, că mi-era drag de el, dar nu aveam sentimente pentru el. Nu am spus niciodată că am sentimente pentru el. Și mi-este drag și acum. Mi-e silă de... Ce vrăjele aveți, care vorbesc de dată. Bă, fraților, dar am lămurit! Eu am vorbit cu ea și crede-mă că în fiecare zi îi spun fă mă cuplu cu Romeo, fă cu Alex, fă cu cine vrei tu, că nu mă mai deranjează. Dacă îți face cuplu, tu îți bagi... Păi cum destrece sentimentele, tu te repezi? Vreau să înțeleg de ce... O să vină și rare și să facă relație, nu mai am nicio treabă. Cum de ce au trecut ție sentimentele atât de repede, având în vedere că tu țipai în gura mare aici în emisiune, că nu vezi rostul emisiunii fără Mariana. Uite că au trecut 3 săptămâni de când ne-am întors din România. Am avut niște discuții care... Nu știu, le-am purtat cu Maria, cu Mariana, am lămurit tot ce era de lămurit. Băi, nu am înțeles. Sătura 7 vrăjeală, nu v-a sătura, mai schimbați placa. Am auzit, dar nu m-am nicio treabă, frate, uite, s-a pupat cu Alex și n-am nicio treabă, nu mă deranjează. Bă, da, în continuare... Mie că sunteți prieteni. Bă, dar păi ai venit acum cât timp ai venit și ai spus că nu te mai interesează Mariana? Păi nu mă mai interesează ca femeie și nu mă mai interesează, nu mai vreau de iubită. Nu te mai interesează Mariana, după aia să-i salvați pe ăla. Bă, nu mă mai interesează. În momentul în care am intervenit ca un prieten. În momentul în care Mariana ardea să facă ură, nu este adevărat, n-ai intervenit. În momentele alea tu n-ai zis că ai intervenit ca pe un prieten. Am zis că probabil. Bă, dar vorbiți, bă, Alex, cu cine vorbești? Cu Romeo vorbesc. Vezi de cât de penibil ești tu în momentul de față, că eu aici... Bă, ai pupat-o cu forța! Ai pupat-o cu forța pe femeia asta? Ai pupat-o cu forța! Ar fi intervenit și pentru ea! Da, dar el a spus în același timp că nu ți-a sărit în ție în ajutor doar pentru simplu fapt că sunteți prieteni. A spus că a fost foarte deranjat, că Alex nu te-a lăsat deloc în pace. Păi eu am pupat-o pe Mariana când ai reușit tu 7 luni de zi. Uite că după aia uite și săptămâna trecută. Alex, tu la Romeo a râs. Ai tare că te pui ca tricoul tău de roșu. The winner is... Alex! Băi, stai un pic ăsta. Am pupat-o și eu de vreo 5 ori cu forța pe Mariana, dar am văzut că, bă, râde într-adevăr, dar mi-a spus, bă, nu mă simt bine și nu mai simt. Dar mie nu mi-a zis că nu se simte bine. Bă, dar eu te las să mai pup de 100 de ori Alex, cu forța, te pierzi. Că nu-i nicio problemă. Nu uitați să dați subscribe pentru a vă abona la canalul nostru de YouTube. Dacă vreți să vedeți mai multe clipuri video, puteți da click aici sau aici.